Iași, viitorii ingineri agronomi se specializează în utilizarea dronelor agricole. În cadrul lucrărilor practice efectuate la disciplina Agricultura de Precizie, studenților de la Facultatea de Agricultură din cadrul Universității de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași, le sunt prezentate și dronele agricole. Aceste echipamente sunt cu precădere utilizate în activități de monitorizare, cartografiere sau de administrare a tratamentelor fitosanitare. Viitorii specialiști sunt instruiți atât în utilizarea acestor drone speciale, cât și cum să interpreteze imaginile din câmp despre stadiul de vegetație, zonele afectate de buruieni și dăunători. Predau disciplina de agricultură de precizie. În cadrul acestor lucrări practice, studenții sunt inițiați în artele agriculturii de precizie. Astăzi, studenții din anul 4 au studiat dronele agricole. Studenții se consideră norocoși să fie în pas cu tehnologia modernă și sunt foarte receptivi la toate informațiile primite. Cu alte cuvinte, viitorii ingineri agronomi se specializează în utilizarea dronelor agricole, având în vedere beneficiile uriașe pe care le aduc în aplicarea celor mai bune și eficiente tehnologii în cultura mare. Am avut oportunitatea de a învăța lucruri interesante despre drone în agricultură. Fermierii pot utiliza cu ușurință dronele pentru aplicarea tratamentelor fitosanitare, a erbicidelor. Se pot utiliza și pentru captări, ușurându-le munca. Este puțin cunoscut în rândul populației civile că atunci când un utilizator dorește să opereze drona, este nevoie sau este imperios necesar pentru a se documenta foarte bine și unde, în manualul de utilizare al dronei respective. Ba mai mult decât atât, dacă drona este sau face parte dintr-o categorie C0 până la C4, aceasta trebuie înregistrată, iar mai apoi utilizatorul trebuie să obțină certificare în vederea operării acelei drone. După ce utilizatorul sau operatorul de drone a făcut toate demersurile legale în vederea operării acestui tip de aeronave, este musai ca el să verifice la începutul fiecărui zbor zone de restricție în locul unde vrea să-și desfășoare activitatea. Înainte de operarea unui zbor, trebuie verificat nivelul din baterie. Mai apoi, trebuie verificată integritatea elicelor. Elicele sunt din fibră de carbon, da, și un material foarte, foarte rezistent și în unele situații taie mai puternic decât un cuțit foarte bine ascuțit. Trebuie să observe că fiecare elice îi corespunde o culoare. Și suntem gata de plecat. Pentru a putea intra în deplină legalitate cu o dronă, mai întâi se efectuează înregistrarea acestui pe site-ul Autorității Aeronautice Civile din România. Înregistrați drona cu datele obținute de la producător și veți obține un număr de identificare, iar numărul acesta de identificare va fi lipit pe dronă și vizibil pentru toată lumea.